ziceam într-o poză că a devenit trendy cicloturismul. Hai să vă vorbesc ce înseamnă cicloturism. Înseamnă să călătorești prin lume, prin țară, prin jurul localității tale, cât de departe poți, pe bicicletă. Înseamnă să ai bagajele cu tine, cam tot ce trebuie pentru călătorie și să fii cam camel cu independent. Liber să te oprești unde vrei, când vrei. Stai în cort, în sac de dormit, în hamac, cumva. Eventual ți-ar mai trebui mâncare, apă, că oricât de perfecte mașini am fi, totuși consumăm cam mult astfel de combustibil. Avem tendința să transformăm cam totul în excremente și urină, ca să nu zic mai urât, urimă. Și astea poți să le cumperi dacă ai un card sau mai bine bani cash la tine. Dacă ai de gând să mergi dintr-un sat în altul, știi că prin sate nu prea există nici bancomate, nici terminale POS ca să plătești cu cardul. Deci îți trebuie bani cash. O bicicletă nu neapărat bengoasă minunată, dar una rezistentă, eventual verificată, unsă. E bine să ai o trusă de reparat bicicleta cu instrumentele de bază, pietnice, clei ca să cârpești, o pompă mică și o cheie, două, vezi ce fel de șuruburi sau piulițe ai la bicicleta ta. Cheie, cel mai bine una reglabilă, cum îi zice, franțuzească, sau un set de chei imbus, dacă e bicicleta modernă cu chei imbus. Și hai la drum! Hai, dade! Cred că Brâncuș ar fi încântat să vadă cum e legat calul ăsta de imitația coloanei infinitului la intrarea în satul Pietrișu, județul Giurgiu. Ia ghiciți unde o să mă scald eu, acușica Iana, în râul Dunăre. Apele stulburi cu o plouată de neauri, pe malul e multă murdărie. Da, am făcut 150 de kilometri cu bicicleta până aici ca să mă sperie așa ceva. Am dormit o noapte în sac într-un graj de abandonat. Ori era acolo mai curat decât apele Dunării. Trebuie să o fac odată în viață și pe asta. M-am scaldat eu un bulhacu din Ivașcova Trușenilor, m-am scaldat în Iazul de la Pepeni. Nu mai scaldau odată și în Dunăre. Ba da. Sunt o grămadă de țânțari, dar taman în apă o să scap de ei. Și apa pare caldă. Hai da de... M-am scaldat prima dată în Dunăre pe lângă satul Pietroșani, județul Teleorman. Da, acum mă cam grăbesc. Cerc să-mi caut un adăpost, că-mi pare că vine ploaia. Mă prinde ori nu mă prinde? Numai în filme am văzut așa nori și în picturi. Mai strașnici decât furtuna în scățăi ăștia. Legați liberi, care ne latră de câte ori trecem cu bicicleta pe lângă ei. Lasă că eu spot COVID, dar ce fac săraci oameni cu dizabilități, cu boli de inimă. Băi de capul lor când e la certat un cățel de ăsta,
concește svetul. Și s-o spăriet și zboară în grup ca să nu se rătășească. E adevărul că sunt foarte mult în zona asta a Dunării. Mai că pe fiecare stâlp sunt câte un cuib, câte o familie. Nu, mă mai gândesc. Vezi bicicleta la umbră acolo, nu s-ar fi în braț. Nu știu ce biserică, mănăstirii asta, dar cel mai mult îmi place mașina din curte. Se pare că e o mașină specială, cu geamuri fumurii, parcă o furată. Nu-i preot sau călugăr din sat. E, dar să admitem că are picior la București și a venit în vizită. Are business ceva. Strada Fotarului. E greu la țară. Până la urmă m-am abătut eu de la Dunăre în speranța că o scap de țânțari și am ajuns la Roșiori. Caut acum loc de noptat, a treia oară în expediția mea cicloturistică spre Dunăre. Așa s-ar putea să ajung la Olt sau la Jiu. Sau cine știe pe unde mai vine ideea să o apuc. Încolo e Caraca. Fain! Și apusul e minunat. Hai să o luăm spre soare. Până la Timișoara e cam mult, dar la Caraca lua aruncătură de băț pentru ziua de mâine. Oricum n-aveam un plan foarte clar, nu mă hotărâsem unde să ajung, pe unde să merg. Dar când am ajuns pe la Piatra și mă întreba vrei la Turnul Măgurele, la Alexandria sau încoace, am zis hai să vin încoace, poate am vreo schimbare și nu-mi pare rău. Am mers pe malurile râului Urluiu, cu o salbă de lacuri frumoase și prin satul Urluiu. Și era chiar mai spectaculos decât la Dunăre. Nu e loc drept, ci urcușuri, coborâșuri, nu foarte mari. Taman plăcut pentru mine ca biciclist.
și pentru bița mea bătrâioară. Azi am făcut numai 25 de kilometri până acum și nu m-am trezit mult mai târziu decât ieri, dar distanța aceea 40-45 de kilometri până la Caracal, care aseară îmi părea aproape o aruncătură de băț, s-a dovedit a fi greu de pedalat pentru că drumul e drept, câmp îngust, trafic intens. Și m-am gândit să mă opresc malul Iazului să mă scald. M-am scaldat și în Dunăre, cu toate că erau țânțari. O să mă scald probabil și în Olt, că ajung acuș până în seară, dacă nu o fi foarte poluat. Dar Iazul ăsta îmi pare așa simpluț, mic, până la genunchi. Dar nu-s localități pe marginea lui, nu-s semne prea multe de poluare. Așa că m-am dat la umbră, mă bucur că nu prea sunt țânțari în zona asta. Și îmi citesc din cartea Dezbărații, sau Aporia, cum și-a numit-o autoarea. Chiar dacă e risc să cad tot cu cameră și cu bicicletă, da, am zis că o să-mi pară rău dacă nu o să încerc să filmez pe unde merg eu una cincea zi de pedalat. Am pornit la Dunăre și am ajuns la Olt. Ups, șanț. Trebuie să cobor. Aici am campat și am dormit a patra noapte. Adică-s fericios. Când te întorci pe același drum, riști să-ți vezi urmele în noroiul patriei. Știți cât de tare am vrut să mă scald în Olt, mai ales după ce am văzut că nu sunt atâtea insecte, țânțari, ca la Dunăre. Dunărea a reușit să mă bag o leacă. Și aici am visat toată noaptea că am dormit acolo, dincolo de râpa asta. Și vedeam Oltul, dar nu vedeam asta. Acum nu prea cred că o să mă scald în așa ceva. Semne de activitate umană iresponsabilă. Uitați-vă și în sat. Fix la drumul care duce spre apă, cum zic ei, spre Olt, și-au adus toate deșeurile. Unele deșeuri le-au ars pe malul Oltului. Și e ciudat că vântul bate spre nord și duce toată mizeria asta spre izvoarele apelor, nu spre Dunăre și spre mare. Oameni buni, suntem niște căcați. Care plutesc pe apa de viață și de moarte. În loc să băgăm milioane și miliarde biserici, în mănăstiri, mai bine ne-am apucat de sănătatea noastră și a viitorilor locuitori de pe pământurile astea.
alt sat, altă gunoiește. Și acum din nou la drum. Înapoi spre București. Nu știu ce localitate e aici, dar gospodarul ăsta arde gunoiul lângă prăvălie, fix acolo unde scrie că e poliția. Deci probabil o face cu acordul și cu bună știință a organelor din sat. Știți că e ilegal. Știți că e ilegal să dați foc la plastic, la gunoi? Păi și ce să facem cu ele dacă nu vine de la ăștia să le ia? Vindeți-o. Și cine vă dă dreptul să filmați? Am dreptul. Care scris în Constituție, se cheamă libertate de exprimare. Se cheamă libertate de exprimare? Da. Include și libertatea de a primi informații. Să anunțu are poliția, pompieri. Că drumul drept sau urcatul muntelui, mai mult îmi plac dealurile așa suiși, coborâși, suiși, coborâși. Mai ai timp să te uiți, admiri peisajul și faptele oamenilor. Mai ai timp să filmezi după ce iar te încordezi urcând de ușorul și iar cobori cu vânt în urechi. Unii ar spune că ne place pentru că ne formează relieful locurilor natale. Nu știu, nu cred. La mine, la Pepeni, unde am trăit primii 18 ani, nu pot urca dealul așa fluierând. Nici cu bicicletă e performantă. Sunt aproape ca munță acolo. 3-400 de metri înălțime. Nici câmpiile plate nu prea-mi plac. Dar uite așa de ușoare, alternante din astea. Nu știu de ce îmi plac, poate din motivul practic că nu reușești să obosești, nu ești nevoit să cobori de pe bicicletă și mai ai timp, cum ziceam, să te relaxezi la vale. Cândva plugul și căruța erau o aviere. Acum toată lumea trece la biciclete. Recomand. Că Dumnezeu să vă binecuvânteze. La inscripția asta n-are cine o repara. Dumnezeu n-are grijă. V-ați rugat puțin la el și borna kilometrică e răsturnată. Vai de capul autorităților din Șerbănești. Credeam că furtuna trece pe alături. Și poate că așa și o să fie. Văd că vântul are supărat. Trebuie să fiu pregătit. Mă adăpostesc undeva. Ca
Cam astea sunt riscurile la pedalat vara. Sper că o să ai noroc. Preda și Ilie Moromete. Acolo sper să găsesc un adăpost. Ploaia la Balaci, la 9 km de Siliștea Gumești. Ăștia nu sunt tecuci cei care știți în drum spre Republica Moldova. Siliștea Gumești nu e încolo, cum arată îndoit semnul ăsta. Am întrebat de oameni și zic că e încolo. Acela cu berea la terasă, zic că e fost primar. Cineva laudă că el a adus migul ăsta încoace. Dar cam ce treabă are migul cu Balaci? Ploaie cu soare, a trebuit să iasă curcubeu, dar nu prea-l văd. Mai devreme arăta 22-23 de grade temperatura. Adică și termometrul ăsta e oscilant, ezitant. Nu prea știa cât să arate ca să nu ne supere. Tellerman, România. Dacă tot m-am oprit să feresc ramul căzut de plop, am zis să-mi bag pelerina, că tot e mai bine să ai hainele uscate, mai ales că mai am de dormit sub cerul liber o noapte, două. Și aș vrea să-mi păstrez uscat și telefonul, iar pelerina mea are buzunar pentru așa ceva. Pasărea asta, dar mă însoțește și mă strigă. Și că vreau, sau vine ploaie, sau ce vrei să zici. Văd și eu. Ăștia cred că sunt grauri, dar nu știu ce-s așa sperioși. Da, pilonii ăștia de curent electric cred că este pe timpul costobocilor și altor popoare migratoare. Nici nu mai sunt folosiți, dar văd că tot au rămas firii între ei. La urmă m-am adăpostit eu la dos în celălalt sat și ajung la Siliștea Gumești fără ploaie, dar deja amurgește. Se întorc vacile de la păscut. Uite, unul a apucat o streche. Baștina Moromeță. Unii zic, de Doamne, ploaie că o să avem roadă. Depinde de ploaie. Asta se pare că a venit prea târziu și a fost prea mult. Și acum plantația de floare soarelui inundată. Chiar dacă pare pe creasta dealului.
Da, apa nu se mai imbibe, nu se mai scurge. Și florile de răsărită sunt ofilite. Deci, nu întotdeauna ploaia e bună. Ori poate a fost ploaia acidă. Sau poate ceva, o trăburi sunt pe aici, pe jos. Uite cum răsărită e bună, bună, și aici, hop, nu e bună. Este romlanul, pare uniform și răsărită fericită. Deci parcă aici nu tot a plouat, dar e un pic mai târziu. Și apa se îmbibă și îi priește. Lângă satul Greci. Dincolo cam întârziet. Până acum doar îi auzeam. Acum iată, l-am și văzut primul fazan. Și nu doar o fugit și s-a ascuns în tufe, dar au zburat. Și a aterizat în râpă. A? Frumos! În satul Floru, comuna Icoane, am ocazia să observ cum funcționează o pompă de petrol. Chiar în spatele curții unor oameni. Interesant unde ajunge petrolul ăsta. Probabil aici e vreun rezervor ceva. Sau vreo conductă. Curent electric, putere maximă. Și dă și pompează. Și scoate un soare a pământului. Presiunea 1 șoleac. Antena ori la ce folosește. Iată ce rămâne după o sondă de petrol. Beton murdar. Ții pe jos. Zona impracticabilă. Aici câtă lume trebuie să nece ca să facă ceva. Și fix între sate. Acolo pasc vacile. Pe marginea drumului zgunoaie, deșeuri din sat. În vale curge un râuleț. Frumos așa. Cei care extrageți petrolul și administrația satului și localnici. E bun, e sănătos așa. Vă pare laptele alb, dar nu este. Când a trecut tirul ăsta pe pod, s-a cutremurat așa de tare încât era să cad jos. Dar m-a fascinat să cum zboară volturul ăsta. Ce vânează el? Rândunele? Ciocârlii? Ce sunt acelea? Între Floru și Tufeni. Și că ăsta e râul Vedea. Vedea, Nevedea, trebuie pod. Ziceam că nu știu cum se colectează petrolul, dar iată văd cum se aruncă în mod ilegal pe marginea drumului. Nu știu ce au pățit ei aici, dar
Ești periculos să ai petrol sub localitatea ta. Vede cât de sănătoasă mai e pojarnița sau menta asta. Da, e mentă. Prin sate întâlneam ades bicicliști și bicicliste. Dar în afara satului, numai pe drumul ăsta am întâlnit oameni care merg la lucru sau la târg, ce-o fi acolo. În a doua zi de pedalare am întâlnit și niște cicloturiști ca mine. Unul era cu violoncelul în spate, zicea că e din Elveția, și altul zice că e din Canada și se duce în Turcia. Poate fi. Deja două femei văd mergând pe bicicletă. Oamenii nu se jenează. Folosesc mijloace de locomoție accesibile, sănătoase, ecologice. Tătărăște de sus. Bicicleta e transport de viitor. Obișnuiți-vă cu asta. Îndrăzniți. Dacă vrei să te fudulești, ia-ți o bicicletă scumpă, bengoasă. Dacă vrei doar să o folosești, ia una după buzunarul tău. Cel mai important e să o folosești. Să nu ții la balcon, în curte, în debara. Ia-ți una pliantă dacă vrei să treci cu liftul. Dacă vrei să încapi pe scară, dacă vrei să încapi în mașină. Ia o bicicletă potrivită nevoilor tale și călărești-o sănătos sau bucuroasă. Cum se zice la bicicliști și la bicicliste, lanț întins. Haida! La Udupu, Tătărești, județul Teleorman, dacă au biserică mică, și cea veche și cea nouă. Oamenii au moară, au drumuri măcar pietruite, asfalt, dar acela-i drum județean. Folosesc banii mai rațional. Interesant cum arată casa popii. O fi modest așa, precum văd majoritatea caselor. Să e una dintre cele mai bengoase cum se poartă la noi. Udupu. Drum pietruit, șanț pentru dirijarea apei, ca să nu se plângă că o da Dumnezeu ploaie și o leacă ne-a inundat. Frumos! Să învățăm de la ei, de la ele. Dacă e necesar, facem șanțuri adânci. Dacă e multă apă, trebuie șanț adânc. Logic, verificat în timp, toată lumea știe. Furtuna văzut în profil. Poate că la cameră nu se vede impresia pe care o am eu cu ochii liber, dar încerc să o filmez.
cam peste Siliștea Gumești, la marginea județului Telorman. Vine dinspre Răsărit, spre apus, o furtună impresionantă. Sper că-i fără pagube. Trebuie să-mi caut un loc de campat. Ultima noapte înainte de a ajunge la București. Am oprit să mănânc înainte de a căuta pădure sau loc de campat, ca după aceea am treabă cu pusul cortului, cu întinsul saltele, sacul de dormit și tot așa. Și mănânc pe marginea drumului. Călătorului șede ghine cu drumul. Fasole păstăi. Prima dată mănânc din borcan. Am uitat să-mi iau lingura. Dacă-s prost, mănânc cum pot. Și nu mai vede. Dacă pornești la cicloturism, toată lumea te salută de parcă ai fi străin. Nu e așa că și ai noștri pot să facă cicloturism la ei acasă, nu trebuie să umble în lumea mare. Au ce vedea și bine și rău. Eu am văzut și chiar am filmat. În loc de vacanță. Eram să-l văd cum dă iar din aripi și încearcă să simtă puterea vântului. Dar gata, nu mai vrea. Așa zice, zice. Când i-a venit lui. Așa se zice că dacă... A, uite cum țopăiește. A. Dar peste tot n-a plecat niciunul praf. Că-s mici încă. N-a plecat niciunul. A venit și mama sau tata. Vreo unul dintre părinți. Și mare agitație în cuib. Haide, la culcare. Iată și pohta ce am pohtit. Ultima noapte de pedalat am poposit la marginea pădurii. A fost liniște, n-am auzit trafic. Nu a fost vânt puternic decât aseară înainte să adorm. Nu a plouat decât dimineață puțin. Și acum ați pregătit să înfrunt ultima sută de kilometri până la București. O să fie în total vreo 500 în aproape o săptămână de aventură pe bicicletă. Am pornit pe drum de țară și mă întorc autostradă. În mod normal nu-i voie să cercui cu bicicleta pe autostradă, nici pe jos. Dar aici de la Ciorogârla, când intri din vest, nu ai altă posibilitate să treci calea ferată peste șoseaua de centură. Și de atâta nici n-au pus semn de interdicție pentru bicicliști. Și iată vreo 2-3 km merg cu bița pe banda asta de avarii. Largă bandă, bună pentru bicicliști. Aici se încheie aventura mea. Cu vreo 470 de kilometri la bord, 5 nopți în cerul liber, vreo 6 zile de pedalat.
intrat azi la malul spart. Cu poliția din Bolintin Vale. O să vedeți video, dacă nu vi-l pun și aici. Dar bateriile cam toate mi se termină, așa că altceva în expediția asta cred că nu mai filmez. Mulțumesc că m-ați urmărit. Și mai urmăriți-mă. Like, share. Alea, alea.